Olga Roman, învinuită de spălare de bani și de punerea depozițiilor false în dosarul fostului premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a anunțat în căutare internațională, încă din 2015 a fost reținută în Dubai. Aceasta a refuzat să conucreze cu diplomații moldoveni și a solicitat asistența ambasadei României din Abu Dhabi, deoarece deține dubla cetățenie. Potrivit presei, Procuratura Generală a precizat că a fost inițiată procedura de traducere a documentelor pentru ca autoritățile Republicii Moldova să poată solicita extradarea. Precizăm că presa a scris anterior că Olga Roman a fugit din Republica Moldova în Ucraina, prin punctul de trecere al frontierei cu Ciuorgan Pervomais, la sfârșitul lunii noiembrie 2015. Ulterior, aceasta a fugit în România, iar de acolo ar fi plecat în Olanda.